actorii care au cariere, care au făcut roluri în cinematografie și la un moment dat ne-au cum zis să-i aniversăm textul, cum am făcut o reușită. Păi, în primul rând, pentru mulți, cred că poate să fie uneori chiar o descoperire. Chiar dacă ne place să ne imaginăm că toată lumea îl știe, că toată lumea îl cunoaște și mai ales cred că extrem de important este să facem o unire între generații. Adică nu doar cei care vin din nostalgie, pentru că a fost ca în cazul precis al filmului de aseară, adică un film al lui Daniel Iuc din 88, un mare curaj pentru perioada respectivă, chiar dacă era cu mineri, cu o viață foarte dificilă, dar era o chestie temporală și oricum chiar și așa exista categorică o cenzură. Dar e foarte important să se vadă și filmele de până în 89, să nu se creadă că totul începe după 2000 și să vezi ce e bun în perioada respectivă și să faci o distinție între filmele strict de propagandă și între filmele care au reușit să se strecoare printre furcile caudine și să descoperi și actorii. Că, de exemplu, aseară, în afară de domnul Dorel Vișan, care era dedicată ziua și care știm bine că și-a lansat și o carte în același timp și am văzut că era foarte multă lume în încăperea cu pricina, s-a stat și în picioare, dar per total din noua generație erau relativ puțini, în afară de o foarte bună vorbitoare de la Alba Iulia, care era o tânăr profesor și se vedea afecțiunea, dar aș fi vrut să fie mai mulți studenți, ca să spun eu, ca să putem funcționa pe ambele planuri. Asta spuneam, în schimb, l-am revăzut pe Fiscuteanu și mi-am dat seama că probabil așa l-a văzut și Cristi Pui atunci când l-a luat în moartea domnului Lăzărescu. Deci e important să vedem și cum se face legătura dintre filmele importante de până în 89, care pot fi văzute și explicate, și cele de după, care ne-au adus atât de multe laude. Pe de altă parte, inclusiv filmul de aseară, inclusiv Iacob, știm bine că a fost nominalizat la filmele europene din momentul respectiv, deci în 88, mi se pare absolut extraordinar și era frumoasă ideea că povestea domnul Dorel Vișan că era nominalizat alături de Brandauer, nu? Care după aia avea să vină la festivalul de teatru de la Sibiu și să prezinte și acolo inclusiv un film. Deci mi se pare că sunt foarte importante legăturile astea și că ele toate trebuie să funcționeze împreună. Fiecare public are ceva diferit și venim de 9 ori pe an la Cluj. Da. Ce are public? Cred că are o foarte mare afecțiune, în primul rând, care se construiește în timp. O afecțiune pentru actori și care, din nou, după 89 a fost mai greu de căpătat, pentru că nu mai era același ritm al prezenței lor pe micul ecran. Numai, în primul rând, că publicul se împarte în mult mai multe direcții și atunci actori, per total, sunt mult mai mulți. Și ei s-au rămas cu această cotandrețe teribilă, mai ales dacă e vorba de un actor care vine de la ei, cum e Florin Piersic, știm foarte bine cum a fost anul trecut, sau când este un film care îi privește, cum a fost la 1 decembrie, Cardinalul lui Mărgineanu. Și mai mult decât atât, ce mi-a plăcut este că în sală a fost și un actor care nu avea nicio legătură cu filmul, a venit pur și simplu să-și vadă un coleg și a venit și astă iarnă, deci e o chestie repetitivă, nu spunem doar odată s-a întâmplat să fie în sală și cred că Ovidiu Crișan și asta m-a bucurat foarte tare și chiar vorbeam tot cu un realizator de data asta din foarte tânăra generație de aici din Cluj cu dragă Moș Crăciun și care spunea era a doua variantă pentru Moș Crăciun dacă domnul Titien n-ar fi putut. Deci mi s-a părut foarte frumos. Deci faptul că mergi la cinema ca actor reamenea că demonstrează și pasiunea ta și implicit sigur că va fi mai frumoasă și cariera ta.